Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag. Bun venit la mine la țară. Mă numesc Zidana Ozacuna. Bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie, la Zidana Ozacuna. Dacă voi ați aruncați ochii și ați vedeți seara mea, cât e de frumoasă. Tot răsadul îmbrăcat, deci în flori. În flori de castraveț, roșii, am aici foarte multe tipuri de soiuri de castraveț și de roșii. Dragii mei prieteni, de fiecare dată, în fiecare an, vin la voi cu secrete și poți face pentru păduți, îngrășăminte, pentru răsadul tău de a avea, deci răsad și cât mai multă recoltă. Da, este foarte important, fiindcă răsadul nostru are și el nevoie de vitamine pentru, deci, a face o recoltă frumoasă. Deci, ori se întâmplă că pământul este bolnav sau cu larve, sau că este torful bolnav, sau că semința deja este bolnavă sau înghețată, da? Sau are diferite boli și câteodată se întâmplă că noi pierdem toată recolta. Sau se face boală, sau fungi, sau ciperci, deci pe răsadul nostru. Uite, eu astăzi arăt aici un truc foarte bun la sera mea. Ia uitați-vă și sera. Dacă vedeți, este încărcată de floare, da? Deci eu peste maximum vreo 20 de zile, eu deja am roșii, roșii de mâncat, roșii biologici. Pentru a nu avea răsadul fungi, boli, păduchi, afide, alte tipuri de insecte, noi avem nevoie să punem îngrășăminte. Dar eu fac întotdeauna îngrășăminte biologic. Astăzi vreau să arăt ceva, că tu de la un răsad să strângi 25 kg de roșii. Ce îngrășăminte poți pune? Știți ce am eu? Drojdie, ori drojdie uscată, ori drojdie proaspătă. Da, ambele sunt bune. Eu mai pun și cu desigur pentru păduchi cu detergent de spălat sau în unele cazuri puțin oțet, nu mult bicarbonat de sodiu. Da, am pus cu bicarbonat de sodiu, dar fiți atent că multe lume poate spune mult și îmbolnăvește, deci floarea, rasad. I-am zvărât și rasad, deci am eu frumos. Așa, ia uitați-vă, da, deci este îmbrăcat în floare, dacă ați fiți atent. Ia uitați, eu am aici un castravete, da? Se vede foarte bine, deja castravetele mele are castraveți micuți și ea se vede foarte bine cât de mulți castraveți de cea. Pe un răsad de castraveți poți ajung să culeg 6-7 kg de castraveți. Hai ne uităm și aici ca să vedeți, ia uitați-vă, castraveții mici, dar pentru mine nu este suficient, eu trebuie să-i ud cu îngrășăminte. Dacă ne uităm și la răsadul de roșii, el e tot în floare. Știți, și fiindcă am avut grijă de dânsul, ca să-i pun apșoară, apă care să nu fie rece din fântână, un secret foarte important, da, ca noi să avem recoltă, deci, cât mai bună, cât mai frumoasă. Recoltă, dacă tu ai și păstrezi răsadul tău, poți să ai până la Crăciun, mai ales dacă este în seră. Dar putem spunem și la pământul de afară. Și acum ați văzut principalul secret care tu poți să-l faci la răsadul tău. Ia uitați, eu am 10 litri de apă. Da? La mine se numește o stropitoare, eu am 10 litri. Știți ce am nevoie? De un plic de drojdie. Puteți pune și drojdie uscată. Eu adaug direct în stropitoare, dar atent, apa să nu fie rece, apa să nu fie din fântână, apa trebuie să fie deja șezută, măcar 5-7 ore, ca să fie puțin călduță, da? Fiindcă dacă noi punem apă rece din fântână, este posibil să răcim răsadul și stricăm răsadul. Și amestecăm, dragii mei prieteni, maximum 7-8 minute până când noi dizolvăm toată drojdia noastră. Încă o dată menționez, poate și drojdie proaspătă, drojdie de bere, fiindcă drojdia are foarte multe vitamine și deci îngrașă pământul, îngrașă și răsadul. Așa. Deci eu voi amesteca maximum, deci 7 minute ca să dizolv toată drojdia. Dragii mei prieteni, și după ce am dizolvat toată drojdia mea, eu încep absolut la tot. Ia uitați-vă. Așa. Tot răsadul meu. Ia uitați-vă, eu am aici și varză, da? Varză de salată. Chiar și la flori.
chiar și la varză, absolut la tot. Ori și floare care o ai tu în grădinuța ta, chiar poți fi cartof, poți fi sfeclă roșie, poți fi mocul, poți fi bujor, trandafir. Această îngrășăminte care simplu, biologic, nu are cum să-ți facă ea deci rău la rasadul tău sau la florile tale. Ea este foarte bună pentru recolta noastră. Cu cât mai mult drojdie pui, măcar încearcă, da? Cu cât mai mult drojdie pui, deci, la un bujor, da, cu atâta bujorii sunt mai frumos. Cu cât mai mult pui pentru toată recolta noastră, cu atâta recoltă sau rasadul este mai frumos. Dar pentru noi este foarte principal ca să scoatem o recoltă bună. Și principala întrebare, știu precis că ești mă întreb, Zidana, când se uită, când se udă acest rasad? 10 litri de apă, da? Un pliculeț de drojdie sau 50 de grame de drojdie proaspătă odată la 10 zile, odată la 2 săptămâni. Este foarte important. Drojdia este bună și pentru animale. Drojdia este bună și pentru îngrășăminte la pământ. Drojdia este bună și pentru toate plantele și rasadul care le avem noi în grădinuța noastră. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi. Dacă voi aveți o îngrășăminte biologică, naturală, înscrieți nouă în comentariu pe canalul meu de YouTube cu ce tu uzi, deci îngrășăminte dai la pământul nostru. Da? Eu mai am îngrășăminte cu urzică, cu coada calului, cu cenușă, cu deșeurile de la animale. Sunt foarte multe, dragii mei. Stați așa pe canalul meu de YouTube, ați le vedeți pe toate. Sănătate și aveți grijă de voi. Zidana Uzacului. Dacă aruncăm ochii, eu vreau să vă arăt grădinuța mea de la țară, da? Flori, uitați-vă și flori frumoase, da? Deci și am crizantieme, minte rece, dar uitați-vă și cartofi frumoși am eu. Cartofii fix așeași, istorie, eu le pun, deci îngrășăminte. Aici am pătrunjel, sfeclă roșie, bostănei, absolut tot. Dar vreau să vă arăt cât e de curat și cât e de bine. Așa, vreau să vă arăt și cam căpșune, dragii mei prieteni. Ia uitați-vă, da? Căpșunea. Ia uitați-vă, deja căpșune coapte. Unii persoane deci dau pe căpșune cât e 10 euro kilogram, dar noi avem căpșune deci în grădină. Morcov. Așa. Deci aici am ridichi. Ridichii de mâncat, ia uitați-vă cât e de frumos. Ridichii albă, ia, vedeți? Spărăt, ia uitați-vă și ridichii bună de salat, foarte gustoasă. Mai ales, vă știți că ridichii pentru colon, foarte bună. Ceapă verde, așa, usturoi și deja vița de vie este bună pentru sarmale. Deja noi am mâncat sarmale din viță de vie proaspătă. Da, fiindcă noi o strângem, o punem la borcan, știți rețeta. Rețeta este pe canalul meu de YouTube. Deja este distrâns, depus la borcan și iarna o desfacem și facem cel mai bun sarmale. Leuștean. Am și leuștean frumos, da, florea. Așa, absolut tot am în gărdiță și am nevoie, și are nevoie gospodin. Și flori, și bujori am frumos, ia uitați-vă și minunățăi. Și sunt bujori roșii. Așa. Și dacă trecem la flori, dragii mei prieteni, ia uitați-vă. Ia uitați-vă și minunății de flori de ce avem noi în grădină. Toate culorile. Așa. Și garofiți tot. Chiar și gălbinele. Aici sunt la mine gălbinele. Dar trandafirii abia să înflorească. Când vor înflori, va fi foarte frumos, foarte roșu, diferite culori. Ăștia am crinii. Crinii voi facem tinctură de crin pentru dureri de articulații. Aici alt tip de garofiți tot frumoasă. Și aici florile mele preferate, bujori. Eu uitați-vă și bujori frumoși de ce am eu. Foarte frumoși, foarte. Parcă-s desenați, foarte. Chiar și albea. Și deci, dragii mei prieteni, nu vei regreta dacă ai să-ți ungi sau uzi sau să pui la tot rasadul tău, deci drojdie. Drojdie este un îngrășament foarte, foarte bun pentru plante, rasad, absolut pentru tot.
Oaie și puișori, dragii mei, am. Deci, noi creștem frumoși, cu coșei, noi întotdeauna avem găini de casă, anul ăsta avem foarte mulți. Hai să creștem să avem ușoare de casă, cărniță de casă.